Sunt Simona, am 19 ani și tocmai am terminat primul an de universitate la Universitatea din Birmingham. Sunt unul dintre cei 5 norocoși bursieri de Coca-Cola pentru a participa la Leadership Summer School și sunt extrem de recunoscătoare pentru asta. A fost o experiență fantastică. Odată ce am ajuns în Anglia, am spus ok, hai că trebuie să profit de faptul că sunt aici și asta s-a materializat prin a participa la foarte multe workshop-uri și conferințe. Am învățat multe, dar asta a fost cel mai complex la care am participat vreodată. Și nu e vorba doar de agenda, care a fost foarte complet și a îmbinat foarte multe lucruri, dar pur și simplu de oamenii pe care am întâlnit și de sfaturile pe care le-am primit. Oamenii au fost extraordinari. Comitetul de organizare a fost foarte pasionat și foarte entuziast în ceea ce făceam. Iar speakerii, nu știu, foarte rar întâlnești oameni realizați care să vorbească cu sinceritate despre succesele și despre eșecurile lor, iar la final să-ți dea un sfat despre viață în care cred cu adevărat. Oricum, participanții au fost partea cea mai benefică din toată experiența, pentru că toată lumea a venit cu foarte multă diversitate și am reușit să învăț câte ceva de la fiecare dintre ei și recunosc că am rămas uimită de potențialul lor și de tot ceea ce fac și de tot ceea ce își propun. Și astfel a reprezentat o adevărată motivație pentru mine, pentru viitor. Și chiar mulțumesc firmei Coca-Cola pentru asta și organizației Leaders, pentru că altfel, nu știu, n-aș fi avut această motivație de a veni în România și de a schimba cu adevărat ceva. Există enorm de mult potențial care, nu știu, e descoperit, dar încă mai așteaptă să fie descoperit și merită să fie descoperit la maxim. Cu siguranță voi mai veni. Voi vedea cum, voi încerca prin toate mijloacele, dar chiar îmi doresc să mai revin la programele Leaders, mai ales la Leadership Summer School. Și chiar încurajez pe toată lumea și pe toți cei care își doresc un moment decisiv în viață sau ceva care să-i facă să-și schimbe perspectiva despre viață, să aplice pentru asta. Că nu e absolut nimic de pierdut, dar enorm de mult de câștigat. Mulțumesc!